Amin, slăvit să fie Domnul. Amin. Îmi place de fratele Cristi care spune de fiecare dată pentru tot ce a fost. Amin. Amin. Și pentru tot ce va fi. Băieții ăia doi acolo. Să se uite la mine. Aici ai amvonul. Cu ochii spre mine toți. Pentru că vă filmează și vreau în toată țara și în Europa să se știe că la muntele Sionului sunt cei mai cuminți copii. Voi nu vreți? Uite, o domnișoară deja vrea. Vorbește cu cealaltă. Dana, mișcă-o, te rog. Lângă tine, acolo. Învățătoarele de copii care stau lângă copii, aș vrea să fie atente la copii ca să nu pierdem firul. Încă doi vorbesc. Nu încep predica până nu terminați, băieții de acolo. După ce s-a făcut o mare liniște, Domnul Iisus Hristos a început să vorbească. În predica de pe munte, era pe munte, forfotul. Și când s-a făcut liniște, a început să vorbească și Dumnezeu a dat cuvânt. Domnul să dea cuvânt în continuare. Știm că sunt copii, dar dacă instruim bine de la început, vor crește drept. Ne vom bucura și noi, și cerul de ei, și învățătoarele de copii. Atât de mult îmi place pasajul acesta din Sfânta Scriptură despre Toma. Nu știu cum ar fi fost Scriptura fără Toma. Nu știu cum ne-am fi descurcat noi fără un personaj ca Toma, că prin necredință, cum spunea și Bogdan aici, am trecut de atâtea ori și vom mai trece. Și dacă nu avem pe unul care să vedem ce a făcut, cum a scăpat, cum s-a ridicat, chiar dacă a rămas numele pe nedrept, a rămas... Dumnezeu să ne învețe în această dimineață despre Toma. De aceea iubesc Scripturile, iubesc Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că Cuvântul lui Dumnezeu nu s-a ferit niciodată să arate părțile slabe a copiilor, a oamenilor lui Dumnezeu. Da? Eu dacă aș fi scris Biblia, probabil n-aș fi scris niciodată de Petru. Aș fi scris așa ceva, dar nu că s-a jurat, auzi. Aș fi scris, a lepădat Petru de 3 ori, și aș fi făcut să fie așa de palidă, să accentuez credința, puterea, vindecările. Dar Biblia nu se spiește. Când citesc acolo că Petru s-a și jurat, Doamne, Doamne, ăsta-i Dumnezeu. De ce? Că dacă unii dintre noi trecem prin asemenea stări, vedem că Dumnezeu nu ne lasă în groapă, Dumnezeu nu ne abandonează și Dumnezeu este acela care vrea să ne ridice. Domnul să fie slăvit pentru toate. Toma, nu putem da cu piatra în el niciunul dintre noi. Toma necredinciosul, nu putem. Pentru că cine n-are păcatul acesta al necredinței să lovească primul cu piatra? Haideți să învățăm de la Toma, sunt lucruri extraordinare și de la relația lui Toma cu ceilalți ucenici, că asta e foarte important. Că Toma mai sunt și printre noi, sau noi. Dar e foarte important cum ne raportăm noi ceilalți. Noi ăia 11, 10 care toți necredincioși am fost. Petru s-a dus la mormânt. A intrat în mormânt. A crezut ce a crezut? A crezut că e gol mormântul, că Maria a avut dreptate. Dar tot nu pricepea că Iisus trebuia să învieze după Scripturi, după Scripturi. Ceilalți ucenici, toți au avut frământările lor. Au avut harul să fie la biserică când Toma n-a fost. Și au venit cu bucurie, cred. Și să ducă vestea cea bună, că asemenea veste trebuie dusă tuturor oamenilor. Ce îmi place la Toma, sinceritatea lui. Nici unul din ceilalți ucenici nu și-au mărturisit, nu s-au deschis așa inima și ce-au în mintea lor să spună, eu nu cred. Deși n-au crezut. Aflăm că n-au crezut de la autorul Faptelor Apostolilor, de la Luca, de la autorul Evangheliei după Ioan. Evangheliștii ne arată inima ucenicilor, necredința lor, dar niciunul, nici Petru n-a zis eu nu cred până nu. Sinceritatea lui Petru și sinceritatea noastră este de mare valoare. Că n-are rost să te ascunzi. Că-și crezi dacă nu crezi.
De ce să știe ceilalți că nu cred? N-ar fi scris nici unde în Biblie dacă Toma s-ar fi făcut că crede și așteaptă a 8-a zi și s-ar fi produs credința, n-am fi știut nimic și nimeni nu l-ar fi botezat cu numele Toma credinciosul. Dar nu asta e soluția. Nu asta e soluția, să vrei să pari ce nu ești. De cele mai multe ori așa ni se întâmplă. No, hai să învățăm de la Toma, indiferent ce se întâmplă după mărturisirea sinceră, dureroasă, dacă vreți. Să nu credeți că Toma cu bucurie a spus, eu nu cred. Mă lupt cu necredința asta, mă doare, n-aș vrea să fie așa. Mă lupt cu necredința asta. El nu s-a gândit, mă, ce vor zice frații, ce vor zice surorile, ce va zice biserica, ce vor zice oamenii. Nu contează ce zic oamenii, contează să fii sincer înaintea lui Dumnezeu, că atât de mult apreciază Dumnezeu sinceritatea. Diavolul insistă, ne bate la cap să facem ce putem, să nu pierdem numele bun. Dar în spatele acestui nume bun, dacă e real nume bun, nu-i problemă. În spatele acestui nume bun sunt atâtea lucruri care nu sunt bune. Primul lucru care aș vrea să-l învățăm fiecare dintre noi, nu ține mai mult la numele tău decât la sinceritate. Măi, dacă te lupți cu o problemă, dacă ai probleme spirituale sau orice altfel de probleme, nu te mai gândi că ce vor zice oamenii. Deschide-te, spune adevărul. Pentru că diavolul ar vrea să te ascunzi. Atât ai de ciudă la satana, cred că atâta de ciudă a fost pe Toma, că ăsta a zis că el nu crede. Că satana a vrut să aibă un om necredincios care să pară credincios, să pară că el crede, că el... Nu, domnule, fii sincer în toate luptele tale. Fii sincer. Aveți lupte? Aveți lucruri pe care, sigur, nu vă apucați acum să spuneți public unele lucruri care nu se spun. Dar o necredință din asta putem spune, fără nicio problemă. La cauze. Frate, uite, eu mă lupt cu ce să mă lupt? Cu bârfa. Ce-ați cântat? Ce sameni? Băi, cântarea asta n-am auzit-o. Și vrea să o cântați unde? În fiecare duminică. Până învățăm. Nu vă place? Bă, un mesaj atât de puternic, nu mai trebuie nicio predică. Dacă ai bârfit, ce se întâmplă? Vei fi? Acum nu-i problemă că dacă nu bârfești, bârfesc alții, ai treaba lor, mai înțeleg că se întâmplă și asta, dar nu te aștepta. Tu să bârfești și tu să fii lăudat, vorbi de bine, pe tine să nu se atingă nimeni de tine, că-i bai, că spune Eclesiastul, nu te prea înfuria că nu oamenii te vorbesc de rău, în termenii mei vreau să zic, că numai inima ta știe. Ce știe? Știe că de câte ori ai vorbit tu pe alții, dar nu o spui asta. Cum să o spui? Cum să fii sincer? Cum să te pleci? Cum să te smerești? Cum să pierzi poziția care o ai și valoarea care o ai înaintea oamenilor? Toma, fii binecuvântat de Dumnezeu că prin sinceritatea ta vrei să ne dai un exemplu, amin? Nu te speria de ce zic oamenii. Deschide-te înaintea lui Dumnezeu, înaintea slujitorilor lui Dumnezeu. Am spus, nu toate lucrurile se spun la biserică, în public. Sunt unii care spun și au curajul și poate bine fac, dar găsește un om al lui Dumnezeu. Găsește pe cineva căruia să te descarci, să te destăinui, să-i spui luptele tale. Că de aici începe șansa biruinței să te ridici din groapă. Suntem noi sinceri? Semănăm noi cu Toma în privința asta? Citesc în Ioan capitolul 14, Domnul Iisus Hristos le vorbește despre să nu li se tulbure inima, să aveți credință în mine, aveți credință în Dumnezeu, mă duc în casa Tatălui și mai zice ceva. Știți unde mă duc? Și vine Toma și zice, sincer, ăsta, nici ăla nu știau niciunul, nici Petru. Dar cum să te bagi? Te bagi când, cum se băga Petru, știi? Când iasă ceva, când ieși la iveală și vine și zice, Doamne, nu știm unde te duci, cum am putea ști calea? Într-acolo, iară Toma nu știe. Măi, da, nici ele nu știau. Dar Toma, asta e extraordinar, domnule. Se deschide. Nu știm, Doamne. Păi dacă nu spui că nu știi, s-ar putea nici să nu afli. Dar dacă e sincer și spui, nu știm calea, cum am putea ști calea, unde te duci? Doamne, iartă-ne că am fost fățarnici de atâtea ori. Mai repet o dată ca să zici un amin.
Iartă-ne că am fost fățarnici atâtea ori. Amin! L-ați avut de la mine prima dată, amin. Nu te l-ați aflat. Amin, așa-i! Oh! La care apărea pe ecran gândurile și necredințele noastre. Am ieșit afară, așa, unul câte unul. Știți când au ieșit unul câte unul? Deși veniseră la Domnul Iisus Hristos, siguri că femeia asta va fi distrusă, va fi omorâtă, femeia prinsă în preacurvie. Și-a venit lumina de sus. Când vorbește El, te luminezi. Oricine ar fi pus întrebarea și oricine le-ar fi spus acelor farisei și cărturari, cine n-are păcat să lovească primul cu piatra, nu-i băga în seamă. Pentru că oricine ar fi zis asta, ar fi avut și el păcat. Dar când spune El, binecuvântat să-i fie numele, n-ai cum, mai bolovan dacă ești. Câteodată suntem și bolovani. Nimic nu pătrunde. Și unul câte unul au ieșit afară. Copii, care e prima calitate a lui Toma? Hai că am fost atât de clar, am vorbit 10 minute, 15 despre asta. Care? Sinceritatea. Vedeți că mai urmează puncte. Notați? Eu n-am să vă dau cărți ca fratele Iuga, dar poate vă dăm ceva. Voi sunteți sinceri? A? Acum e? Da, sigur. Care o zis de aia? Să vă să întreb pe mamă sau. Care o zis da? Aveți? N-avem curaj nici să spunem da. Zic lor ca să... Ai milă, Doamne, de noi. Ai milă, Doamne, de noi. Atâta de mult pierdem când ne ascundem. Când ne ascundem. Avem un sentiment de ură, de revoltă către cineva. Și ne ascundem. Pace, soră. Pace, frate. Ce mai faci, Domnul, să te binecuvinteze? Și vrem ca cel înviat să-ți arată mâinile și coastele. Nu ți le arată niciodată! Nu aștepta! Ți le va arăta atunci când ești sincer. Ești deschis. Du-te! Du-te la sora, du-te la fratele. Spune-i lupta care o ai. Că nu tu ești singur acolo. Acolo e puterea întunericului, forțele demonice pe care nu le vei birui decât dacă e sincer, decât dacă te deschizi înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor fața cărora trebuie să te deschizi. Ai milă, Doamne, de noi. Amin. Doi. Toma n-a zis că nu crede nici în ruptul capului, orice dovezi ar fi. Știți niște oameni care au zis, noi nu credem nici dacă s-ar face ferestre în cer. Când a fost copia asta? Când Elisei a vestit în locul foametei că va fi așa belșug de neimaginat omul ăla. Nu degeaba au zis problema lui că s-a raportat la oameni și nu la Dumnezeu. Dacă era și depindea înfăptuirea acestui lucru de oameni, nici ferestre, ce? Dar când depinde de Dumnezeu, trebuie să capitulez. Amin? Amin. Toma nu zice, eu nu cred orice. Nu. Toma pune un semn. Are și el o dorință. Și să vă spun de ce a avut această dorință. A vrut că dacă tot ajunge să creadă, să nu fie o spoială, să nu fie ceva ieftin, ci să fie ceva care rezistă și în fața morții. Că Toma a murit ca martir. Să nu creadă că cei mulți să-L cunoască pe Hristos în felul lumii, ci credința lui să fie atât de fundamentată, atât de puternică, încă să treacă și prin valuri, și prin furtuni, și prin orice, și nimic să nu-l zguduie de la acest adevăr. Pe noi nu ne costă nimic dacă credem că Iisus a înviat, dar pe ei a costat mult.
Predicile lor erau despre învierea Domnului Iisus Hristos. Și dacă nu ar fi fost siguri de învierea Domnului Iisus Hristos, oamenii le-ar fi închis gura. Temniță, lanțuri, bătăi. Auzi ce le spune farisei și cărturarii, preoții. Nu v-am poruncit, poruncă, auzi, de la cei mari, să nu mai predicați despre învierea lui Iisus Hristos. Și Petru de data aceasta nu mai iasă Toma în evidență, că Toma e ăla care stă ascuns. El iasă în evidență atunci când trebuie, atunci când nimeni nu se bagă în față, atunci când toți tac. Judecați voi. Este mai bine să ascultăm de oameni decât de... Cine dă această putere? Cine dă această energie? Decât o credință puternică. Nu te mulțumi! Cu o credință care se clatină repede. Recunoaște toate luptele care le ai. Și lasă-L pe Dumnezeu. Lasă-L pe Dumnezeu să-ți descopere adevărul tot mai mult. Și mă uimesc de Pavel care zice: L-am cunoscut, îl cunosc, am scris evangheliile, dar îmi doresc să-l cunosc pe el tot mai mult. Cât de mult, Pavele, cât se poate în trupul acesta și cu mintea aceasta. Pentru că vedem în parte, gândim în parte, cunoaștem în parte. Dar partele astea să nu fie prea puțin. Nu te mulțumim, mă, scrie că în parte, n-are rost să badă silințele. Ca partea asta mică, infinită, infimă, nu infinită, infimă, să fii undeva așa la limita ei de sus, să-L cunoști pe El, că fraților, nu știm ce vremuri vin, nu știm ce ne așteaptă și dacă suntem numai penticostali, dacă numai ne-am botezat, dacă numai suntem înscriși și niște registre, cădem! Să ne rugăm ca și Toma, Doamne! Pune orice condiție lui Dumnezeu, dar nu-i pune condiția când e vară să ningă. Nu te prosti. Pune condiții legate de adevărurile Scripturilor. Și El se va descoperi. Îmi place și de Domnul Iisus Hristos. Vine, le zice pace, știi? Și nu începe predica. Și se uită la Toma. Nu știu cum s-au uitat ucenicii la Toma. Că după ce îți arăți adevărul, nu știu cât ești deprimit. Nu știu cum s-au uitat ucenicii și predic și despre asta. Dar știu cum s-a uitat Domnul Iisus Hristos. Atât de mult s-a bucurat că este acolo. Nu știu dacă ucenicii s-au mai întâlnit cu Domnul Iisus Hristos în cursul săptămânii să-i povestească, auzi. La Domnul, Doamne, să vezi pe Toma ăsta, Doamne. I-am spus că Tu ai înviat, că ți-am văzut și noi piroanele, coasta. Și nu vrea să creadă nemernicul ăsta. Nu știu dacă s-a mai întâlnit cu Domnul, că și dacă s-ar fi întâlnit, ascultă-mă, Domnul le-a filetezat-o dintr-o dată. Nu i-ar fi lăsat să vorbească nici în ruptul capului. M-a auzit ce zic? Nu i-a lăsat nici tu, dar Domnul Iisus Hristos s-a uitat cu dragoste, chiar dacă are un cuvânt de dojen așa, Domnul atât de fin lucrează, încă nu te depărtează de El. Nu te depărtează. Și te apropie tot mai mult. Tomo, adu degetul. Pipăie, Tomo. Doamne, cât de mult cobori. Cobor la un Toma, cobor la un Răducanu, cobor la un Gheorghe, cobor la un Fane. Cobori, chiar vrei să te descoperi, chiar vrei să ne întărești în credință? Da, El coboară, binecuvântat să-i fie numele! Binecuvântat să-i fie numele! Aleluia! Poate avea de ținut predica, nici nu mai ținut-o în aceea zi, că nu contează predica atât de mult când contează să câștigi. Ce să câștigi, omule? Într-o zi Pavel predica așa și ăla nu era cu ceasul. Până către miezul nopții. Și când era harul mai mare? Că pe când trebuie să gați, atunci vine harul cel mai mare. Și cade utih.
Afară cade. Nu înăuntru să facă tulburare. Cade afară. Vede careva, nu știu care vede. Și Pavel zice că s-a oprit din predică. S-a oprit din cântare. Nu zic, mă, trebuie să o gat. Lasă. Spui că trebuie. Și-o ieșit afară, l-o strâns în brațe, nu de gât, s-o ruga pentru el și l-a adus viu. Așa și Domnul Iisus Hristos s-a ocupat de Toma. Pe ceilalți, Domnul, e mai important Toma decât cei lanți 11, 10, au fi fost mai mulți. Da, câteodată da. Doamne, numai Tu poți fi așa. Auzi, lasă, Lois, lasă 99 de oi. Lasă 99 de oi, auzi. Mă, cine mai predică, cine cântă? Am pe cineva care ne tot critică când plecăm de aici. Poate are dreptate, poate n-are, nu știu. Mă, lasă 99 de oi pentru una? Da, slăvit să fie El. Poate acum au lăsat-o pentru alta, nu pentru tine. Poate într-o zi va trebui să le lase pentru tine, ca și pentru Toma. Toma, tu ai crezut că ai văzut. Ferice de cei care nu văd și au crezut. Vă place cum îl tratează? Vă place cum îl tratează pe Toma? Nu degeaba. Toma spune cuvintele care le-a spus. Cred că nu numai rănile, nu numai semnul cuielor l-au determinat pe Toma să spună ce a spus, ci felul cum Domnul Iisus Hristos îl tratează pe Toma. Și ce spune Toma? Pătruns de dragostea Domnului, de atragerea Lui, nu de respingere. Domnul meu și Dumnezeul meu, un aleluia pentru El. Un aleluia pentru El! Și dacă nu ajungem la afirmația aceasta și dacă nu putem spune din toată inima adevărul acesta, e problemă. E problemă. Înseamnă că nu numai El va fi Domnul nostru, nu El va fi stăpânul nostru, ci va fi și alte lucruri. Ce mi-a pus Duhul Sfânt pe inimă în această dimineață să vă spun, pe lângă aceste lucruri, lucruri care ne interesează pe noi ăștia lanți, credincioșii. Să ne ajute Dumnezeu să fim. Nu-i rău. Nu-i rău. Dar depinde atitudinea noastră față de cei care trec prin necredință. Mă tot gândesc, o săptămână de zile au trecut de când ucenicii le-au spus despre învierea Domnului. Cum s-o fi comportat ucenicii cu Toma? I-o fi trimis un SMS-ul, vorbesc așa în termenii noștri, i-o fi dat careva un telefon să-l mai încurajeze, sau când s-au întâlnit cu cei ranți frați, imediat au povestit: bă, ai auzit de Toma, mă? Ce e cu Toma? Auzi, mă, să nu crede, mă. A umblat cu Domnul Iisus Hristos 3 ani și jumătate. A fost în echipa lui. Auzi, ăsta nu crede. Și vorba asta se duce și aude și Toma, că-i povestit deja, este în topul știrilor. Și atunci când crezi, toată lumea tace. Doamne, ai milă de noi. Nu știu dacă așa au făcut. Nu știu cum au făcut ei, dar să ne întrebăm cum am face noi. Cum facem noi? Noi care Dumnezeu ne-a ținut, probabil. Voi care sunteți tari. Așa ne numește Pavel pe unii, pe nedrept. Tari, că El ne ține tare. Ce faceți? Cum îi tratați pe cei slabi? Cartea Romanilor tratează într-un capitol, cred că în 14, subiectul acesta. Noi, cei care suntem tari,
să avem milă de slăbiciunile altora, să nu ne dăm mari, să fim mari, care ne coborâm și ne zmerim, că Domnul Iisus Hristos a spus, cine vrea să fie mare, ce să facă? Să fie slujitorul tuturor. Voi, Biserica Muntele Sionului, cum îl tratați pe astfel de oameni, frații lui Toma? Uitând că și noi am fost așa, că repede uiți groapa din care te-a scos el și ai milă, Doamne, de noi. Cum îi tratați? Auzi o vorbă rea despre cineva. Ce faci? Nici măcar nu te interesează dacă e adevărat. Dar o duci mai departe. Și vine 8-a zi și omul ar veni la biserică. Ar veni la biserică că e sătul de o săptămână de singuratic, de frământări. Să nu credeți că Toma în săptămână aia a dormit o noapte întreagă. Luptele au fost mari, el a fost sincer. Și dacă mai veni și câte o lovitură dintr-o parte, din alta, de la cine nu te aștepți, câteodată de la cine? De la Eli. Știți pasajul, nu cu Eli? Și ăsta era un păstor, era un slujitor, era un preot și a venit o biată femeie la biserică. De acasă chinuită, nu de bărbat, de altcineva. Că bărbatul o iubea. Dar Penina, sora ei, o tot înțema și a zis, mă, unde să mă duc, mă? Mă duc la biserică, că acolo sunt oamenii lui Dumnezeu. Și când aude ce îi spune omul acesta, mă, pocăită e Ana asta. Atât de pocăită, că nu pleacă supărat, auzi. Păi, după ce spune așa, până când ești beată, mai bine să-i spui necazul? Îți mai bine să-i spui ce te doare? Pleci pe ușă. Unde, Filimon? Mă, te-ai urcat la balcon sau ai plecat de tot? L-a anunțat cu cântarea, zice, nu mai cântă, că nu, a plecat și Bogdan. Nu mai cântă, că a plecat. Acum el pentru cântare. Putea să ne facă un semn să stea cu noi, dacă ne urmărești undeva, să vină apoi, Filimone. Ana își deschide inima și Dumnezeu îi ascultă rugăciunea. Biserică Muntele Sionului. Care e relația noastră cu oamenii care sunt mai slabi, care cad, care au probleme? Știu că toate problemele și toate căderile la toți le știi. Nu că s-au descărcat ei, ci pentru că sunt poștașii diavolului. Ce-ai face? Care e reacția ta? Când vine la biserică, când vine la biserică, Duhul Sfânt îl împinge și așa Satana, ascultă-mă, știu din mărturisiri, îi place să vadă că toți se uită urât la ei. Poate nu e așa. Toți, sigur nu e așa. Că sunt unii, s-ar putea și să ne ierte Dumnezeu. Băi, oameni buni, hai să-i cuprindem în brațe, nu să le lăudăm necredința, nu, dar să-i încurajăm, să îi spunem, mă, și noi am fost așa și uite, Dumnezeu ne-a întărit. Nu te mai crede tu mare și tare și pe ălălalt de neridicat. Și a venit Toma la biserică, vreau să-mi imaginez și aș vrea să fie așa, să fi fost așa atunci și să fie așa acum. Cum ucenicii plini de bucurie că Toma a venit înaintea Domnului Iisus Hristos. S-au dus, s-au dat mâna cu el, l-au îmbrățișat și au zis, Toma, ce bine că te vedem. Nu degeaba ți-am trimis un SMS, nu degeaba ți-am dat un telefon, nu degeaba te-am încurajat. Mă bucur că Satana n-a reușit să stingă în tine speranța. Și ce bine-i când Satana n-are un aliat în noi. Să ruinăm speranțe, să ruinăm credințe, să stingem mucul care mai pumegă, să rupem trestia care frântă. Repet, ce bine-i când Satana n-are un aliat în mine și în tine. Și eu sunt de partea lui Hristos și aliatul lui Hristos. Amin? De cât ți-ai ridicat?
Pe câți ai încurajat? La câți le-ai spus o vorbă bună? Câți sunt în adunare din pricina ta? Nu ca o mândrie, ci ca o mulțumire că te-a folosit Dumnezeu. Pot să pun și altă întrebare? Câți nu mai sunt aici din cauza ta și a mea? Câți? Câți nu mai vin la biserică pentru diferite motive, orgolii de ale noastre că n-am știut. N-am știut să ne plecăm. N-am știut să avem cu noi sticluța cu un de lemn și vinul care curăță rănii. Nu, nu. Câți dintre noi sunt în călătorie ca și samaritianul? Ăsta nu era la plimbare. Preotul și levitul din întâmplare a dat peste omul căzut între tâlhari. Dar samaritianul era în căutare de astfel de oameni și era pregătit. Nu numai cu unde lemnul și cu vinul și cu pansamente și cu catârul, cu asinul lui. Nu, nu! Ci era pregătit cu inima. De ce i s-a făcut? De cine? Samaritene, de cine ți s-a făcut milă? De unul care cobora de la Ierusalim la Ierihon? Așa îi trebuie, știa, am tot predicat despre asta și uite că nu o asculta, da, de ăla! Că asta înseamnă Dumnezeu, asta înseamnă jertfă, asta înseamnă moarte și înseamnă înviere, slăvit să fie Domnul! Dacă Tom ar fi fost membru la muntele Sionului, cum s-ar fi simțit în următoarea duminică? Câți din voi ați fi dat mâna cu el, ați fi îmbrățișat? Și a spus un cuvânt de gujarare, Toma, nu e problemă. Dumnezeu este Cel care are milă de tine, cum a avut de mine, nu descuraja, nu fă ca și Iuda. Nu știu, dar bănuiesc că dacă măcar unul din ucenici s-ar fi apropiat de Iuda. Știu că așa a fost scris. Dar trebuie să trecem peste ce a fost scris. Petru, Ioan, s-ar fi apropiat de Iuda. Sigur s-a fugit, că fug, trebuie să-i cauți. Că și oaia nu ușor o găsit-o, nu a fost aproape de turmă, că dracu, diavolul, ca și pe fiul risipitor, te depărtează de tot, de tot, să nu te mai găsească nimeni. Dar este căutătorul de cei pierduți, este Domnul Iisus Hristos. S-ar fi apropiat de Iuda și l-ar fi făcut să îți descarce mintea, inima, frământările. Mă întreb, de ce nu s-o fi dus Iuda la apostoli? De ce s-o dus la mari preoți, la cei care l-au vândut? De ce nu s-o avut curajul? Știu că la Ioan tot e numit apostolul iubirii, de ce oare? Nu vreau să-l judec pe Ioan, nu vreau să judec pe nimeni, dar vreau să venim la noi. La noi, cu Iuda așa a fost scris, așa s-a împlinit. Sunt atâția frați și surori. Care au nevoie de ucenici ai Domnului Iisus Hristos. Care au inima Domnului Iisus Hristos. Care au sufletul Domnului Iisus Hristos. Auzi, nu despre învierea mea era vorba, era vorba despre învierea Domnului Iisus Hristos. Ar fi putut să se supere, tot m-am stat 3 ani, degeaba mă 3 ani, uite 3 ani, 3 ani și jumătate. 3 ani au fost lăsat și pomul, smochinul acolo. Câți
Și pentru câți n-ar mai trebui să ne rugăm și nu ne prea rugăm să-i întoarcă Domnul înapoi. Doamne, întoarce-i Tu când noi am scos afară. Ai milă, Doamne, de noi. Întoarce-i Tu că noi n-am avut timp, n-am avut vreme. N-am avut inimă. Că dacă ai inimă, ai și timp, ai și vreme. N-am avut inimă, Doamne. Și s-au dus. Nici nu ne pasă, nici nu ne doare, nu simțim nimic. Ori s-a aici, ori nu s-a aici. O, Doamne! Cum vom sta? Cum vom sta înaintea tronului de judecata lui Dumnezeu? Sigur, ei n-au nicio scuză. Cei care au plecat n-au nici motiv în ziua judecății că pe Domnul Iisus trebuia să-L urmeze. N-am treaba lor. Am treaba mea, cum voi sta eu, cum vei sta tu înaintea judecății. Haideți, frați și surori, în vremea care nu mai lasă Dumnezeu și multă vreme nu va mai fi, să ne pocăim. Haideți să ne propunem în această zi să refacem relațiile. Relațiile cu cei ce sunt în biserică, că poate încă mai sunt. N-au plecat încă. Poate vor pleca. Fă tot ce poți. Fă tot ce te ajută Dumnezeu și Dumnezeu te ajută mult, dacă vrei. Ai grijă la nod, la relații. Am întâlnit oameni care au zis, am vrut să plec, dar din pricina unuia sau altuia, n-am plecat, a știut să se apropie de mine. Și acum ascultați-mă bine. Nu vă gândiți la voi ca victimă. Că repede, da, are dreptate, uite dacă... Nu, acum nu ca victimă. Poate și tu ai fost lăsat, vorbit de rău. Nu ca victimă, lasă aia. Ci gândește-te la tine ca salvator. Că dacă toți vom sta și ne va prosti satana în această zi după predica asta, să zicem, da, de aceea sunt rănit, de aceea sunt slab, de aceea așa, de aceea așa, din cauza fraților. Și în loc să aibă Duhul Sfânt un câștig, are diavolul. Asta îmi spune Duhul Sfânt să vă spun acum, la încheierea predicii, nu te gândi la tine ca victimă, ci ca unul care ai făcut victime. Și am făcut victime. Toma s-a dus cu bucurie a opta zi și n-a mai lipsit de atunci. Sigur, putem predica despre păcatul lui Toma că au lipsit de la biserică. M-am spus de la început, mă, nu da cu piatra, că de câte ori am lipsit și noi. Care poate să ridice mâna tu să spune, eu n-am lipsit niciodată. Că învățăm o lecție să nu lipsim. Aia e altceva. E altceva. Și de-am învățat-o. Voi încheia. Tom a fost un om sincer. Ajută-ne, Doamne, să fim sinceri. Ce a mai fost Tom? Nimic. Cum? Credincios. A fost credincios. Domnul să-L binecuvinteze și pe el și pe noi. Dar ce aș vrea cel mai mult după această sărbătoare, după această zi, Duhul Sfânt așa să macine în mintea noastră relația dintre noi și Toma. Grijă acolo. Are Dumnezeu puterea să ridice și pe Toma și pe oricine. Dar are instrumente și vrea să fim instrumentele Lui. Dumnezeu să ne binecuvinteze. M-aș bucura și s-ar bucura cerul dacă după sărbătoarea asta, în săptămâna care urmează, am luat în serios lucrurile. Nu ca de fiecare dată, a fost o predică bună, am plecat,
Venim și după masă, altă mâncare. Și aia că ne-am învățat să mâncăm și să hibernăm, să nu facem nimic. S-ar bucura cerul dacă săptămâna viitoare ai căuta o persoană care poate din cauza ta, din cauza mea, suferă, vine cu greu la adunare sau poate n-ai nicio treabă cu ea, nu din cauza ta, dar știi că e năcăjită, că e amărâtă, că are probleme. Apropie-te. Spune un cuvânt de încurajare. Nu, treaba noastră nu-i ce au făcut ei. Aia judecă Dumnezeu și binecuvântat să fie El, că îl tădeauna judecă cu milă. Nu ne bazăm pe asta ca să păcătuim. Că până la urmă și în felul acesta, Muntele Sionului. Muntele Sionului să fie o biserică numai care are harul de slujitori, de predici, de cântări, de programe. De programe. Ci să fie o biserică de slujitori. De la mic la mare. Amin. Ne ridicăm în picioare și ne rugăm.